Salut, Vlad! Am băgat capul pe ușă în camera ta și nu te-am găsit. Bine, mâine începe școala, ai un pretext bun, ce să spun. Totuși, eu m-am gândit să-ți vorbesc despre cineva astăzi, un domn, Alexandru Marinescu, din Poenărei, din Corbi, care a însemnat foarte mult pentru mine. Mi-aduc aminte cu exactitate ziua în care l-am cunoscut, o zi de iunie, în 2010. Mersesem la Puinărei cu alte planuri. Încercam să dau de o tanti, Ana Simion, care a fost membra grupului de partizan Haiducii Mușcelui de la Nucșoara. Și tot întrebând, pur și simplu am ajuns la casa domnului Alexandru Marinescu, pe care o vezi și tu în imaginile astea. Imagini de acum câteva săptămâni. Dânsul m-a întâmpinat cu întrebarea: dar de ce nu vreți, domnul profesor, să vorbiți și cu noi? Că și noi am suferit. Și am intrat, m-a primit pe tinda casei sale și spun că am mai plecat după 6 ore, când se întunecase, începuse să plouă. A fost o experiență uimitoare. Practic nu am cuvinte ca să o descriu. Domnul Sandu, care cu timpul mi-a devenit prieten și pe care l-am vizitat cu unii dintre elevii mei. Da, aș vrea să ți-l prezint aici. De fapt, doar puțin din ceea ce a trăit domnul Sandu. Cu timpul o să-ți mai spun și altele. Acum însă doar ce a pătimit dânsul în închisoare sau în lagăr, despre cum era alimentația și cum trăiau ei în vremurile alea teribile, undeva prin anii 1958-1964. Din toate torturile pușcăriei și din toate suferințele ei, cea mai îngrozitoare este foamea. Foamea te face să îți amplifică toate celelalte necazuri, toate celelalte amărăciuni. Bătaia o zi, două trece. Carcera o zi, două trece. Neagra, izolatorul, iarăși o zi, două trece. Pe câte vreme foamea te macină în permanență, îți amplifică fiecare suferință, fiecare durere, fiecare necaz. Ajunsesem toți, era o atitudine generală, fiecare deținut pentru a salva viața pe care o simți cum se sfârșește în tine. Ne făceam rezervă 100 de grame, adică porția unei zile de trai pe zi. Să o ai în situația în care simți că te sfârșești. Nu știu, poate te ajuta cu ceva, dar pur și simplu era mai mult simbolică treaba asta, că așa, când te vedeai scheletizat, pur și simplu, mai vorbesc la oamenii mai... Eu eram tânăr totuși, structura mea încă se mai ținea, dar vedeam oameni mai vârnici, cu pieile atârnând, oasele ieșite, coaste, picioarele, așa ca la Auschwitz. Era de groază, așa te înfiora pur și simplu treburile astea. Și ne determina această obsesie a foamei, ni se aducea pâinea împărțită, tăiată, crestată, tăiată, în 8 sau 10 bucăți, depinde cum, ce fel de pâine era. Și urma un ritual, domnule, dezonorant, dar degradant pentru un om
cât de cât cu voință. Se făceau ăia 8 sau 10 care erau la o pâine, făceau prin rotație, se rupea pâinea, se punea pe masă și era, repet, ceva dezonorant. Primul care alegea pâinea. La alesul pâinii o urmăreai să nu fie cumva cu de-aia care a stat lângă altul, unde are ca o bubă așa și e mai necoaptă și mai nu știu ce. Și urma, rotei, te rotei prin jurul pâinii, o ochii, până când îl luai. Sau dacă aveai posibilitatea, făceam un soi de cântar, o balanță, o pârghie cu două oace la cap, încige și comparai bucățele de pâine, mai rupeai o fărămitură de la una, mai puneai la alta. Ca în final, pe prosopul pe care se făcea toate operațiunile astea, ultimul care a, căruia îi rămânea cea mai mică bucată, strângea fărămiturile alea și era iarăși ca o salvare pentru el. Era ceva infernal. Plus, chiar în situații în care la muncă vedeam oameni care nu aveau hotărârea, puterea de a se stăpâni, se băgau în butoaiele alea în care se aducea mâncare la câmp, așa, se băgau cu fel de fel de obiecte, de razuri de astea și tot strângeau după marginile butoiului, mai strângeau două linguri de mâncare, ca, mă rog, să tot așa, teama de moarte, să te salveze, să te... Asta este, n-am avut, mă rog, m-am stăpânit cât am putut, dar vedeam alături de mine oameni care nu aveau, mă rog, puterea, nu aveau stăpânirea de a se controla. La muncă, în Balta Brăilei, stimate domn, am mâncat tot ce se putea mânca. Găseam ouă pe câmp de sălbătici, unde păsări sălbatice. Le spărgeam și le mâncam. Rapiță. Rapiță, sau, mă rog, de asta de papură. Rădăcina de papură. Era ca un fel de napolitană, puțin mai dulce. Mâncam din aia. Feclă de zahăr. Feclă de zahăr, care este ustură, dar are și puțin zahăr. Ăla puțin, ăla de zahăr, așa, mâncai sfeclă de, dar imediat după câteva înghițituri, rupturi de sfeclă din aia, simțeai ficatul cum reacționează imediat. Așa, te aplecai, simțeai cum te glodește. Ne scoteau la ripicatul, la îndesitul culturilor de sfeclă de zahăr. Erau porțiuni în care semănătoarea nu lăsase sau nu ieșise semânța. Și scoteam dintr-o parte și le replantam. Mâncam frunze de sfeclă. Și asta în timpul zilei, când eram și deam masa, venea pe șantier. Dar băgam în buzunare seara când veneam la, în lagăr. Ne controlau și ne luau ultima frunză, nu ne lăsau, nici asta nu ne lăsau să se aducem în lagăr. Boabe de porumb, astea care mâncă păsările. Mi-aduc aminte, era o perioadă de iarnă, probabil nu ne scosese, nu ne scotea pe șantier, că nu se putea lucra, era pământul bognă, înghețat. Făceam niște mulți din astea mai... Și vedeam pe un alt nene mâncând boabe de-astea. Simțeai cum ți se duce ultima picătură de energie. Dăm și mie 3 boabe să mănânc. Le ronțeai în gură. Așa. Tot felul. Pește. Căram pământ pentru supradimensionarea digului. Din aval. Și mai erau... Se retresese Dunărea și mai erau bălți pe acolo. Prindeam pește de la care mai zisese în baltă. Îl prindeam și îl înghițeam, îl mâncam așa cum este, întreg. De asta, repet, este o grozăvie, este ceva de nedescris. Și anume făceau treaba asta ca să resimți fiecare zi, fiecare picătură de vreme, să o resimți cum nu se poate mai...
aminte, la un moment dat, ajunsesem pe la lagările alea după Baltă, după acolo, și am primit pachet de acasă. Și un pachet, când aveai dreptul să primești pachet, nu mai vorbesc de relația asta, că ca să primești pachet trebuie să scrii o carte poștală. Domnule, când se dădeau cărțile astea poștale, ne scotea pe platou lagărului și roiau caralii în jurul nostru să ochească. Ăsta nu, ăsta e un bandit, nu merită. Ăsta e, îți tremura inima, făceai infart acolo de emoție, că pișitul printre aia care... Așa. Când primeam, destul de rar când primeam așa ceva, și primisem, ceream de acasă, nu delicatesuri, 5 kg de grăsime. Asta era, aveai nevoie de energie acolo, se muncea cum nu se, faraonic, era așa ceva de neînchipuit. Și, mă rog, după primele o zi, două de astea, picatul a început să facă mofturi, nu era obișnuit cu mâncare mai grase. Și ajunsesem, dădeam, renunțam la, la pachetul meu de untură, dădeam să-mi ofere cineva o bucățică de brânză sau ceva ca să pot să trăiesc, să mănânc în continuare, să nu mă pierd acolo. Foarte multe momente din astea și, repet, răutatea, treceam până la anul de sfeclă, sfecla imatură, necoaptă încă, și așa trebuia să fii cu foarte mare grijă, de idei cu piciorul la câte o sfeclă, să o dezrădăcinești și după aia nu știi cum să o apuci, că te vedeau ăia care te urmăreau după o parte și, mă rog, iarăși pedeapsă. Pedeapsa însemna veneai seara din lagăr, nu, la lagăr, nu primeai nici mâncare, te ducea direct la carcere. Așa. Cu inconvenientul ăsta de care v-am spus imediat, mâncai o bucată de sfeclă, de aia simțeai reacția ficatului care începea să doară și să umfle. Sau la închisoare, mi-aduc aminte, la Pitești se dădea și era una din mâncărurile mai bune, fasole. Erai să numărau boabele de fasole, câte am, 10, 15, 8, care de care mai norocos. Și ca o stare de spirit care conta enorm în a-ți cântări șansa de supraviețuire. Se împărțea mâncarea la pușcărie, auzeai pe coridor când împărțea la celulele vecine, când punea cu polonic un gamelă, se auzea juruind, azeamă. Și trebuia, unul singur trebuia să din celulă sau din cameră să spune, e iar zeamă. Toate fețele se posomorau, totul își simțeau sfârșitul foarte aproape. În schimb, când auzeai bătând cu polonicul de marginea gamelii, e mâncare groasă, era arpacaș. Dar, stimate domn, fasole cu gărgărițe, mazăre cu gărgărițe, le auzeai trosnind în măsele, arpacașul era negru pe deasupra de gărgărițe și le mâncai, nu mai știi să le alegi. Așa, sau ca, iarăși ca un ritual, uneori dimineața în loc de ceai sau de cafea, de cafeaua de năut, mi se dădea terci de mămăligă. Era, așa o denumeam noi, mă rog, ironic, și simfonia gamelelor. După ce să fiecare cu gamela lui, domnule, nu rămânea un bobuleț de la de mălai pe gamelă. Totul se rădea așa cu atâta minuțiozitate, cu atâta grijă, rămânea gamela curată, curată, ca și când n-ar fi fost nimic în ea. Asta era foamea aia groaznică care a obsedat pe toată lumea.